emisia Mireasa de ieri avea să apară o dezvăluire șocantă cu privire la Dani. Tu ești însărcinată cu el? Da. În ultimile 6 luni nu a fost deloc curios să afle despre sarcina ta? Nu. Faptul că sunt tatăl biologic nu înseamnă că ești și copilul meu. O să am grijă, o să-i trimit tot ce are nevoie. Și printr-un apel telefonic în direct cu mama fostei iubite a lui Dani, urma să mai aflăm ceva șocant. Da, ne-am despărțit de foarte multe ori, am spus asta. Ne-am despărțit, ne-am păcat, ne-am despărțit, nu mai merge să de ne ce, facem... De ce, doamnă, că pare că ocolește răspunsul? Păi știe el foarte bine ce-a făcut când i-a... Prima și prima dată? Da, când a dansat cu altcineva și i-a dat o palmă. I-ai dat o palmă, i-ai dat un pumn că a fost vânătă 4 zile sub plapă. Da, noi eram împreună și a dansat cu altcineva. Păi să-și asume. Poftim? Dar nu noi eram împreună și a dansat cu altcineva. Poftim? Și tu ai senzația că o femeie merită pentru că a dansat cu... Există vreun motiv pe lumea asta care să justifice violența? Iar discuția pe marginea acestui subiect neașteptat urma să continue și aseară, în emisia Mireasa Capricile Iubirii. E dat cu pumnul într-o fată, boss? Dani, ai dat cu pumnul într-o fată? Sau cu palma? Nu, că a fost, am dat cu palma, nu cu pumnul. Cu palma asta, ai lovit-o, gen, nu? Mama e cam deplasată în treaba asta, dar nu am ținut-o în spital sau 4 zile sub pernă sau nu știu. Le-ai dat în el? Da, i-am dat. Dar nu faceți din asta țapii spășitor sau dramă. Nu fac țapii spășitor, vreau să spun că e un comportament josnic. Sigur. Eu nu m-am enervat niciodată aici, dar mi-au transpirat palmele. Și n-are dreptul nimeni să mă judece. Dar tu ai dreptul să-ți faci iubită, să vrei copii, nu? Și iată că veștile despre Dani au stârnit puternice reacții în rândul unora dintre concurenții din casa Mireasa. Aur, adică mă, stai să se nască copilul și ok, vii și anunț. Am un copil, noi nu mai suntem împreună, de copil, la copil îi ofer pensie alimentară, așa e. Nu e ok. Bravo, un catan. E singura care a avut curaj să zică ceva. Păi, dar, să dar fie o mamă să bună. A fost singura revoltată cu copil. Oricare ar fi situația dintre doi oameni, copilul are binecuvântare. Și dacă tot să îl crește separat, dai făcut de amândoi. Copilul ăla poartă numele. Fiecare judecă cum vrea, dar copilul e copil. Totul până la copil. Ceva mai târziu, discuțiile despre aceste dezvăluiri continuau atât între fete cât și între băieți. Mamă, dar ce m-a enervat Dani. I-am dat un pumn. Păi tu... Eu sunt tată biologic, dar tatăl e la care îl crește. Practic aia vreau să zică. Eu le-am făcut, tatăl e la care îl crește. Păi bine, mă, bravo. Știi, ar trebui să nu fie lăsat să facă copii, frate. Suferă un copil o viață întreagă, trăiește cu niște traume, pentru ce? Da, dar el vine aici cu gândul să se însoare. Cine se mai însoară, mă, cu el așa când... Ce încredere le aduce după 9 ani? Îmi doresc familie, dar tu le ai dat pe trei dai cu piciorul. Dar de ce altele când o să le ai, o să le apreciezi? O să faci exact la fel. Dar totuși, frate, vei într-o emisiune? Care e problema că am venit în emisiune? Poftim, dar nu e nicio problemă. Dar e vorba copilul ăla când o să te întrebe: tati, eu nici am linie în certificat, așa ce îi zice? Ha, păi știi, copile, eu am vrut altă familie, nu ce mi-a oferit maică ta sau cum. Oamenii ăștia nu trebuie lăsați să facă copii. N-au de ce să sufere unii copii, pentru că alții încă sunt prea copii și nu se pot crește pe ei. Nora a fost răpită la 16, violată și lovită. Giovanna a fost răpită când a fost pe oameni. Lovită? Măi, dar cum ai dreptul? Terminați-mă. Cum ați zis, pare bine să dai într-o copii? Vezi cum e, femeile tot îți... Te cerți cu ele, te cerți și ridică și tonul și mai tare și te astea și te așa. Și vezi că n-ai cum și n-ai cum și n-ai cum. Ideea a fost că am avut 14 ani atunci, a? Dansa cu altcineva. Eu sunt acum într-un fel de șoc, așa. De ce, mă, că ai ca copil? Poftim? Ca copil. Nu... Hai zi, omule, să discutăm. Nu, frate, eu sunt șocat, adică în sensul bun, că și eu îmi doresc foarte mult să am un copil. Unii oameni se duc la spital să se chine să aibă copii, cunosc cazuri care au făcut asta și tu ai... Dumnezeu ți-a dat o binecuvântare. Iar Andrei încerca mai apoi să-i schimbe cumva perspectiva Andei asupra subiectului dezbătut. Va veni și mie rândul și eu zic de astăzi m-a enervat un pic situația așa. Da, având în vedere că suntem aici, trebuie să discutăm, trebuie să ne dăm cu părerea, avem dreptul la opinia personală și ne exprimăm liber. Am judecat și eu o singură dată în viață pe cineva și e păcat să judec în general. Știu, nu, n-am nu putem de fel, ști motivele, nu-mi felul nu știu să judec. Ce-au fost între ei, categoric, sau... dar nu știu, cel puțin cum s-a exprimat el, tată, e o tată biologic, îl tată crește, nu la care îl face, normal, dar... Tată crește, asta sunt de acord cu tine. Deci el cumva acolo a vrut să bată, știi, că el e doar tată biologic, băi, n-ai cum, nu.
copilul ăla le trage din burtică. De acord, dar consider că orice om are dreptul la a doua șansă, a treia, a patra, cât este nevoie și atâta timp cât tu poate nu mai ești cu femeia aia, da, dar ai grijă de copil, îi trimiți tot ce trebuie. Nu iubire, iubirea, dar măcar îți faci, nu știu, renta aia sau... Da, eu când au subiectul copii, pe mine acolo mă pune în cap și sar cu gura și judec fără să vreau. Poți să-mi stea eu oricine în cap și în coadă și cum o vrea și să mă certe că judecă tot pe asta mă duc și nu o să mă schimbe nimeni niciodată. Da, eu mi-am promis mie să nu mă mai enervez, dar mi-e foarte greu, că sunt și colerică. Ideea e că eram așa, calmă, a venit calmă și mă uitam la material și când am văzut discuția aia în sala de sport, vai de mine, eu nu știu cum să mă calmez acum. Când tu imitai pe cineva, nu știu, probabil că pe mine, că eu eram foarte revoltată atunci cu palma, cu pumn, cu nu știu ce, și că ca și cum... Asta a dezvoltatul mort de la 14 ani, care doar să mi se facă rău, adică n-am mai fost curios de treaba cu copilul, pac, hai să o dăm pe treaba cu palma. Domnule, ce-am făcut? A fost o palmă? Mă, da, așa, mă, dai seama ce spui, tu dai eu îmi dau seama, dumneavoastră vreți să mă judecați foarte mult aici. Și să da, eu sunt, da, eu sunt ăla rău și știi cum, n-aveam eu ce face acasă și hai vină tu la mireasa să-l judeci pe ăla. A venit unul din Elveția, judecă-l că și-a bătut iubita, i-a dat un pumn în față și mai judecă-l și că a făcut un copil și că el nu e părintele lui, că na, și a venit să nu mai am voie la o șansă la viață. Da, dai voie la 100 de șanse, prietene, dar cum să spun? A fost la 14 ani, mi-am asumat, am recunoscut tot, dacă mințeam cumva cu treaba asta, să auzi? Puteam. Și la ce îți folosește că ți-ai asumat? Adică când aud asta cu asumarea, ce înseamnă, mă, prietene, asta că mi-am asumat? Mi-am asumat că ce? Ți-ai asumat că ai bătut o femeie. Și după ce că ai bătut o femeie, erai acolo și trăgeai de fiare și ai ce-am făcut, parcă ce-am... Băi, tu-ți dai seama? Se dezgrapă ceva care a fost acum 10 ani ca să mediatizeze cazul foarte tare. Că asta... Da, era și momentul să mediatizăm, adică tu ești o mare vedetă așa. Poate contează la vot pentru sâmbătă, asta e ideea. Nu, nu sunt vedetă, eu sunt un nimeni. Bun, acum știți cum e, noi cu bătaia am aflat-o în direct. Noi am fost revoltați și așa, oarecum șocați de treaba asta cu copilul. Îmi pare rău. Îți pare rău? Vreau să încheie, adică, ok, nu sunt criminal, până la urmă. Așa mi se pare că sunt luat ca și un criminal. Și faptul că vorbește, nimeni n-are dreptul să mă judece în lumea asta, nimeni absolut. Dacă se poate mi se dă un sfat pe un ton plăcut, ok. Dar să-și vadă fiecare dar de piața. Dar tu ai dreptul să lovești o femeie în lumea asta? N-am dreptul. Iar începem, ok. Tu îmi spui mie când să începem? Nu, cer scuze. Știi, în principiu când faci o chestie urâtă, că asta e o chestie foarte urâtă, și tu capul în pământ și spui, ok, lasă că mă revolt eu afară, mă duc pe Facebook, îndosez din emisiune, fac un live, îi fac praf pe toți. Da, aici, de față, cu atâția oameni, cu atâtea femei, în general, sunt femei cele care se uită la emisiunea asta. E o chestie de lipsă de respect. Ok, ai, să spunem că ai făcut o greșeală, că atât te-a dus capul atunci. Măcar taci, las-o acolo, ok, că-ți spun și băieți ăștia, mă, băi, ai lovit. Nu, tu o ții în continuare. Toți, exact, ți-a dat Leo și exemplu Giovanei și exemplu Norei cu femei care au trecut prin niște povești grele. Tu o ții în continuare. Păi ce am făcut? Păi parcă știe lumea ce... Nu, nu trebuie să știe nimeni, că ți-am spus. Dacă tu nici în al 12-lea ceas nu înțelegi că nu există nici circumstanțe, nici vreo justificare pentru un fapt de violență, apoi eu îmi bat gura degeaba și putem să ne facem toți bagajele și plecăm acasă și aia e... Suntem o nație condamnată să stăm în negura asta a ignoranței. Bun. Un concurent din casa Mireasa este acuzat de înșelăciune. Știi cum e? Oamenii se înscriu la emisiunea asta... În principiu, de fapt, în principiu, sigur, li se cere un cazier. Dacă ar avea ceva, nu ar intra. Dar, pe de altă parte, noi nu suntem, nu avem nici echipă de detectiv, nici nu putem să facem niște controle de-astea amănunțite, să urmărim pe Facebook, să luăm legătura cu apropiații, cu cunoștințe, cu rude. Pur și simplu, îi credem pe oameni pe cuvânt. Că vin asumați, în sensul că oricine vine aici știe că, dom'le, dacă ai o pată ceva acolo în trecut, este imposibil să nu se afle. Și cred că ați înțeles cu toții.
treaba asta. Așadar, prezumția este de nevinovăția fiecăruia și că ești vii cu sufletul curat, mai ales că vii aici să-ți faci o familie, să te însori sau să te măriți. Ca să nu, nu știu, pe de altă parte, să știți că sunteți norocoși. Că măcar așa sunteți 100% convinși că dacă e ceva necurat despre viitorul partener, domnule, aici la Mireasa aflați.